În România, consumul de miere pe cap de locuitor este foarte mic în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. Apicultorii trag un nou semnal de alarmă și mulți se declară nemulțumiți că produsul lor nu prea se vinde. În județul Iași se consumă puține miere, iar producătorii trag un semnal de alarmă în acest sens. Producția este bună, dar mierea se vinde greu pentru că nu sunt foarte mulți cumpărători. Avem miere de salcâm, de tei, poliflora din toate florele, faguri avem din așa natural, toată mierea este naturală, din zonă nepoluată și cu vânzarea în piață. Aici, în Hala, vindem, de mulți ani de zile vindem, da. Vânzarea slăbuț, foarte slăbuț, adică nu mai este putere de cumpărare, probabil la oameni, la pensionari, ei consumă mai multă miere, tineretul mai puțin, nu s-o obișnuiți. Ieșenii spun că nu își permit să dea mulți bani pe miere, dar când au ocazia, cumpără din piețe, de acolo de unde au mai luat. Cumpăr așa, dacă cumpăr o dată, cumpăr să-mi ajungă tot anul. Că îmi dă de 10 ori mai puțin piață ca la cei care nu au muncit. Consum, miere de albine. Des? Țin, da, în fiecare zi la cafea, eu beau cafeaua cu miere îndulcit cu miere de albine. Consum, miere de albine, sigur. Cât de des? Păi aproape în fiecare dimineață, câte o linguriță, două. Da, e un tată obișnuiță. Și de unde o achiziționați? Ei, mai am și cineva care crește albini și mi-aduce curent. Dăm telefon și mi-aduce acasă, da. Prima de plaschitul ducă, mi se pare, ceva de genul ăsta. Din statistici, reiese că ieșenii consumă doar 30% miere anual în comparație cu persoanele din alte state membre ale Uniunii Europene.